Astăzi au depus jurământul consilierii locale ai comunei Șimnicu de Sus, precum și primarul comunei, Laurențiu Ifrim, evenimentul având loc la căminul cultural din localitate, în prezența reprezentanților instituției prefectului Dolj. La ceremonia de constituire a consiliului local și învestirea primarului au fost prezenți și preoții din localitate, care au oficiat o slujbă religioasă pentru bunăstarea comunei în următorul mandat al aleșilor locali. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindele ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Laurențiu Ifrim a ajuns viceprimar cu atribuții de primar al comunei Șimnicu de Sus în anul 2022, atunci când primarul și viceprimarul aflați în funcție au fost declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate. Cu o viziune clară asupra dezvoltării comunei, Laurențiu Ifrim a câștigat primăria comunei Șimnicu de Sus cu peste 60% din voturile valabile exprimate la alegerile locale de anul acesta. Subsemnatul Ifrim Ștefăniță Laurențiu, primar al comunei Șimnicu de Sus, județul Dolj, în conformitate cu prevederile articolului 150 din Ordonanța Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Șimnicu de Sus următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Șimnicu de Sus. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Thank you.